pulsen. Väldigt. Mă croncă ni păsările din numai drept păsări. Uite una neagră acolo, faină, la copac. Păi da, cu albacul e. Uite-o acolo, în față. Nu. Uite-o ea, uite atent. Aia e găinușă sau... Cucor. Ori e rățușcă sălbatică. Ia uite un pui. Ăla-i șchiop sărac. Nu, o pepeliță astea, mă. Pepeliță, iau. Pepeliță, nu vezi. Nu, e fazan acela. Fazan, ce fazan. Fazan ăla. Fazan. Aia era o pepeliță șchioapă. Sau poate era pui de fazan. Poate că puii sunt camuflați. N-au culorile lor. Aici totul e natural, nu e atins de mâna omului. Copaci toți. Da. Este foarte fain, am auzit că nu mai vrei să veniți. Până și țânțară e natural. Uite, la Muntoanu Plăcioare care mă păzi. Natură moarte. Acolo da, e un canal. Da, era la... E colmatată. Da, de la colmatată. Aici trebuie să vină niște inundații puternice, știi, să... Unească, uite-te, să mai curăță. Păi câte ani de curățat la mașina asta? Oricum azi n-ai timp. Ai văzut eu, să doar aceea să mă ocup de el. Daniel, nu mai poți ieși cu ieci din ce hală. De ce, nu mergi pe drum? Mergi, da, printr-un hal fără de hală. Și leba am fost în dintre. Du-te tu acolo și vezi cum vii tu. O să-mi ieși pe Dunăi, fără să mai ieși numai pe... Pe o pui pe barcă direct. Nu, mă, poți să mergi pe la Tulcea, mergi și pe Mahmundia acolo. Uh-huh. Numai asfalt. În cine ai dus pe Coclaur pe aici? Păi da, că ai intrat în rezervația biosfera Delta Dunării, măi, bun. Aici ești în Delta. Ești pe marginea Deltei. Pe marginea Deltei. N-am văzut noi nica din Delta. Păi, mă, n-ai văzut pelicani, păsări. Păi, dracu, în afară de pelican, altceva sunt în țară, am mai văzut. Sunt în țară, ai văzut? Dar ce vrei să mai vii? Exact ca la Tazlău, dacă te duci, la Coclaur, da, la noi. Da, la Tazlău n-am văzut, e greti și da, dar n-ai văzut, dar copașă, stufăriș din ăsta, e tot ăla. Băi, închegeam la mine, că mă deranjează că îi place pe ea. Și atâția în țară nu vezi la Tazlău. Vedi, am luat cu noi. Vedi, în țară, ia, ia. Eu, stai așa că aici trebuie să dau cu spatele. De parte ce eu? Minte praf. Eu ce aici? Eu pe acolo. Nu, nu, iau pe aici, uite așa. Bac. Ai văzut? Ideea este să nu vii cu viteză la găurile astea mari, știi? Da. Atunci faci balans. Și eu atingi. Dacă fac balans, atunci eu bătut. Viitor, că mergem în Delta, mergem cu mașina lui Viorel. Eu nu mai vreau în viață aici. Mașina lui Viorel nu știu dacă mai vine apoi. S-ar putea să rămâi aici? Măi, dar ce muști biete, de unde oare? De la prunile lui Viorel sau? Are cum că prunele-s bagate acolo la recoare. Să mergem la garaj, dăm iar bagaje de jos, la garaj și dresat, după aceea la tine da pe atâta jos, după aceea la mine și tafea de jos. Păi, pe mine le putem da jos directă. Unii? Acasă. Vine acasă, mă. La mine acasă, unii. Dar nu trebuie să mergi mai întâi la garaj? Pentru ce te duci la garaj? Ca să lăs acolo ce-i lăsat. Păi tu te duci la garaj, după aceea nu mai faci două drumuri, duci direct acasă tu. Nu. Mă duc mai întâi la garaj, le las pe Amieli, după aceea le dau pe atării. Și Corina duci pe jos acasă? Nu duci pe jos, stă în mașină. Dar nu mai are răbdare. E, atunci poți duc pe jos. M-ai ajuns tu la dat jos. A, așa da. Te-ai prins? La ce mai mi-ai pus mai mai chinui să le am eu în margine? Te bași tu prin găuri ca să mărge. Mă duc cu roata acolo. Mi-a intrat praf până în fundul gât. Asta e praf ecologic. Da. Bio. Alții vin din Germania să vadă praf de asta. Nu, că sunt în viața lor. Așa. Ia uite, ia-l pui, ăsta-i pui. Ia unul acasă.
O, ce puișoară? Unii. Uite-ne. E, podernic, de ce? Sau găinuș, ce-o fi? Ăla aici e frumos, o grămadă de păsări. Ia uite.